Lacrimi de tristețe de sărbători în comuna Lunu, acolo unde zeci de oameni au rămas fără un acoperiș deasupra capului din cauza haldei de steril. După ce în luna mai au primit ordin de evacuare, oamenii au ajuns să locuiască pe la rude, într-un centru social sau în containere puse la dispoziție de prefectură. Noi nu avem casă, noi nu putem să spunem plecăm de acasă, venim acasă, domnilor guvernanți. Neastră plecați de la o locație, vă duceți la alta, vă odihniți, vă relaxați. La noi nu există nici casă, măcar să spunem acasă. Unde să mai spunem? La 77 de ani, Victor Mărculescu plânge ori de câte ori vorbește despre necazul care s-a abătut asupra lui și a copiilor săi. A fost primul evacuat din calea Muntelui de Pământ, iar acum locuiește pe unde apucă. Odată cu el au rămas fără casă și copiii săi, dar și nepoții. Am zis o viață întreagă și bărbanul, pătrăv capul bărbanul. Noroc a fost Ioda care a luat băgat de vii în pământ. Nu am vacă, nu am por, nu am oaie, găină, nu am nimic, grădină, nimic nu am, nimic, am ajuns pe drumul vorba. Cel mai greu o duc acum oamenii care locuiesc în module, întrucât nu au nicio posibilitate să se încălzească pe perioada iernii. Pentru a-și ridica alte case, oamenii au cerut ajutor de la guvern, dar până acum n-au primit niciun răspuns favorabil. Nu am altceva de făcut decât să continui demersurile, să aștept poate la următoarea rectificare bugetară să existe fondurile pentru despăgubiri la cetățenii respectivi. Cursul zilei de astăzi am trimis pentru persoanele respective câteva pachete, vă dați seama, dar ce impact o să aibă niște pachete în condiții în care dumneavoastră așteaptă banii pentru casă și primesc pachete din partea instituției prefectului. Asta e, din păcate, asta este o problemă pe care nu s-a găsit rezolvarea până în acest moment. Care credeți că e motivul? Totuși ați făcut atâtea nu știu. Nu știu să vă răspund. Sincer, nu știu să vă răspund care este motivul. Poate că nu există bani în fondul de rezervă al guvernului, dar mă depășește o chestiune. Îmi cere să mă pronunț cu privire la un lucru care nu e în dreptul nostru. Alunecarea de steril a distrus aproximativ 60 de hectare de pădure și teren agricol, gospodăriile a 8 familii și platforma drumului județean 605C drum care face legătura cu orașul Berbești. Specialiștii susțin că surparea a fost provocată de ploile abundente din luna mai a acestui an, dar și de factori antropici, respectiv de supraîncărcarea haldei de steril pe latura sudică a carierei Berbești-Vest. Transalpina Ski Resort, una dintre puținele pârtii din țară care stau închise de sărbători. Deși stratul de zăpadă naturală atinge 40 de centimetri, autoritățile țin închis domeniul schiabil spre nemulțumirea turiștilor care au venit în Voineasa sperând că vor petrece sărbători magice. Paradoxal însă, primarul din Voineasa a informat prefectura că stratul de zăpadă este prea mic pentru a se schia în condiții optime. Știu de la doamna subprefect, pentru că dumneavoastră a participat la ședință. S-a promis faptul că dacă va ninge, că înțeleg că nu e zăpadă în zonă și de aceea nu putea să... Nu, n-am văzut video. Dacă a nins între timp, înseamnă că nu are nici motive meteorologice. Dânsul nu știa, poate că n-a aflase că a nins în zonă. Da, poate acum, dacă a spus dumneavoastră postarea, a aflat că a nins la Voineasa, la Videra. A promis primarul că va deschide pârtia parcă la începutul lunii ianuarie. Mult mai înțelepte, autoritățile din alte județe au profitat de sărbători pentru a atrage turiștii, deși stratul de zăpadă este mult mai mic decât în Vâlcea. Mii de români au schiat de Crăciun pe pârtiile de la Păltiniș, unde stratul de zăpadă este de doar 28 de centimetri, sau pe cele de la Rânca. Sezonul de schi 2017-2018 se va deschide la Voineasa, în cel mai bun caz, după data de 9 ianuarie. Asta pentru că primăria Voineasa nu a fost în stare să organizeze în timp util procedurile de selecție a unui operator care să administreze pârtiile. Moș Crăciun nu i-a uitat nici anul acesta pe copiii bolnavi. Simpaticul bătrânel cu barbă albă a poposit pentru scurt timp și la Spitalul Județean de Urgență din Vâlcea. Pentru că a avut mult de umblat în această perioadă, moșul cu tolba plină de daruri s-a grăbit să-i viziteze pe toți micuții care au petrecut sărbătorile pe patul de spital. Cum era firesc, venirea lui a stârnit curiozitate și multă bucurie în rândul micuților suferinzi. Înainte de nașterea domnului, simpaticul moș a trecut prin fiecare salon din secția pediatrie și secția chirurgie pediatrică a spitalului din Râmnicu-Vâlcea și a lăsat daruri pentru toți cei peste 30 de copii internați aici. Pe
mult stați în spital? Ce ați pățit? Nu știu, avem o viroză, roșu în gât. Din păcate va trebui să stăm de Crăciun aici. Mulțumim mult! Acum ce să facem? Cred că da, stăm în spital. Aveți probleme de sănătate grave? Da. Este, are proșetă la plămâni. Deci a răcit. Da. Da. Și îl așteptați pe moș? Vă așteptați să apară acum la spital? Acum ce să facem la spital? Nu vă așteptați să vină? Nu. A fost o surpriză. Mulțumim frumos, sănătate, fericire, sărbători fericite. Nu vrem să păpăm. Spunem la moșul că suntem rău, nu păpăm. A venit moșul? Dar nu fi rău. Spune. Zi mulțumim. Cadou, nu vrea să vorbească, e somnoros. Toate cadourile au fost achiziționate cu ajutorul unor oameni cu suflet mare. Avem mulți kilometri de făcut în noaptea asta, mâine. Asta este. A venit cu daruri multe. A venit cu daruri multe pentru toți copiii din spital și pentru cei mici și pentru cei mari. Și la anul tot așa o să căutăm să fim la înălțime. În fiecare an, dacă copiii se bucură, mai ales că în fiecare an sunt copii cu probleme, unii dintre ei, unii care nu părăsesc spitalul nici de sărbători și nici după, e trist. Dar în reacție foarte pozitivă, pentru că eu cred că puținii dintre ei se așteaptă să-l găsească pe Moș Crăciun aici. Spitalul a beneficiat în acest an de donații în valoare de câteva sute de mii de lei. Masa de Crăciun de la cantina socială. 170 de râmniceni vor pune pe masa de sărbători doar bucate primite la cantina socială a primăriei Râmnicu-Vâlcea. Cei mai mulți dintre beneficiari sunt oameni în vârstă care nu mai au rude și a căror singură sursă de venit este ajutorul social de 140 de lei pe lună. În această dimineață, sărmanii au primit provizii pentru 5 zile. Cozonac, conservă, suc, salam, cârnați, carne de porc și pulpă de pui. Sărmanii spun că nu ar avea ce să pună pe masă dacă nu ar primi zilnic mâncare de la cantină. Mâncarea ce luăm de aici. Altă soluție nu avem. Nu aveți pensie? Nu. Ajutor social. Atât. Veniți în fiecare zi? În fiecare zi, da. În fiecare zi. Câți ani aveți? 71. 71. Niciun ajutor? Nu. Nimic. De la nimeni. Singurică, singură. Acum de Crăciun ce ați primit de la cantină? Mâncare. Ciorbiță, felul 2, tocăniță. Am 85 la mamă mică. Mulțumesc la fel. Mâncare bună. Uite cu ce am de face și cu ce mai mici și eu. Sunt bătână, n-am pe nimeni. Mi-a murit copilul acum 5 luni. Și sunt singură, mamă. Singură, fără pensie, fără niciun ajutor. N-am decât un ajutor social. Dacă n-ar fi cantină? M-a ajutat la cerșit. Dacă n-ar fi această cantină? Mă duc la biserică, după colaci. Altceva n-am ce să fac. E cantină? La mama. Dacă n-ar fi această cantină, era mort de mult. Că n-am niciun venit. N-am pe nimeni pe lume. N-am soție, n-am copii, n-am pe nimeni. Am un copil, dar nu mai are treabă cu mine. Deci această cantină mă ține în viață. Pe lângă aceste alimente, cei 170 de beneficiari au primit și hrană caldă. Zarzavat cu ciorap. Câți beneficiari aveți? Câte persoane vin la dumneavoastră? Sunt 172 de persoane înscrise. Care de mâncare aveți? Da, care au ridicat cartela. Și pe care? Luna decembrie. Și vin în fiecare zi aici la dumneavoastră, în fiecare zi le gătiți. Da. De la cât la cât aveți? De la 6:30 la 2:30. Săracii din Râmnicu-Vâlcea sunt așteptați la cantina socială și în a treia zi de Crăciun, când vor primi alimente pentru alte câteva zile. Omul de afaceri clujan Ștefan Vuza va prelua activele Oldchim. Luna aceasta, adunarea generală a creditorilor Oldchim S.A. a aprobat contractul de vânzare de active, pachetele 1, 5 și parțial 7, încheiat între Oldchim S.A. în calitate de vânzător, Chim Complex S.A. Borzești în calitate de cumpărător și Serviciile Comerciale Române S.A. în calitate de garant. Valoarea tranzacției prin care Ștefan Vuza intră în posesia activelor Oldchim este de 127 de milioane de euro. Antreprenorul român a declarat în presa națională
Națională că, prin preluarea acestor active, intenționează să înființeze Compania Română de Chimie, un viitor jucător important din punct de vedere al relevanței regionale în industria chimică. Planul de afaceri ale acestei noi entități este fundamentat pe relansarea chimiei românești, incluzând posibilitatea de creștere a producției industriale la peste 1 miliard de euro anual în 7 ani de preluare, precum și creșterea de locuri de muncă la peste 9.000. Programul investițional preconizat pentru următorii 2 ani atât la Borzești cât și la Râmnicu Vâlcea se ridică la peste 275 de milioane de euro. Combinatul din Râmnicu Vâlcea a intrat în procedură de insolvență la 30 ianuarie 2013, iar consorțiul format din Romin Solv SPRL și BDO Business Restructuring SPRL a fost numit administrator judiciar. În 2016, statul român a scos Olchim la vânzare pe bucăți prin 9 pachete de active, a căror valoare totală de piață este de 293.728 de milioane de euro. Prețul de pornire a vânzării a fost de 307 milioane de euro. Olchim este singurul producător din Europa Centrală de sodă caustică lichidă și singurul producător din România de clor și polieter polioli. Societatea exportă aproximativ 70% din producția sa. Anul acesta, după ani în care s-a aflat în declin, Olchim a raportat că a înregistrat profit net în primele 9 luni ale anului. Valoarea acestuia este de 9 milioane de euro, dublu comparativ cu cel consemnat în perioada similară din 2016. În același timp, cifra de afacere a combinatului a crescut cu 29% la 155 de milioane de euro. Angajatorii vor putea transmite orice modificare a salariului de bază brut în revisal până la 31 martie 2018, în contextul mutării CAS și CASS la angajat. Guvernul a aprobat la jumătatea lunii decembrie proiectul de hotărâre privind Registrul General de Evidență a Salariaților, revisal una dintre prevederi vizând perioada pe care angajatorii o au la dispoziție pentru transmiterea modificării salariului de bază lunar brut în contextul mutării CAS și CASS de la angajator la salariat, începând de anul viitor. Documentul stabilește ca excepție faptul că angajatorii vor putea transmite până la data de 31 martie 2018 orice modificare a salariului de bază lunar brut, a indemnizațiilor, sporurilor, precum și ale altor adaosuri, care se produce de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului și până la 31 martie 2018. E o hotărâre de guvern prin care termenul de transmitere a actelor adiționale la contractele de muncă în revisal să fie prelungit în mod excepțional până la data de 31 martie 2018. Decizia vine în sprijinul angajatorilor, astfel încât aceștia să aibă suficient timp pentru a transmite noile documente, în condițiile în care în revisal sunt înregistrate în prezent 6,3 milioane de contracte aferente unui număr de 5,5 milioane de angajați, unii dintre ei având mai multe contracte de muncă. Actul normativ mai prevede ca după 31 martie transmiterea în revisal a oricărei modificări a salariului de bază lunar brut se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii acesteia, iar în cazul contractelor nou încheiate, acestea trebuie transmise în continuare către registru cu o zi înainte ca angajatul să își înceapă activitatea. Același proiect de HG mai prevede ca ulterior datei de 31 martie 2018 termenul de transmitere a modificărilor ce vizează salariile, indemnizațiile, sporurile sau alte adaosuri în cazul contractelor de muncă în vigoare către revisal să devină de 20 de zile lucrătoare. Precizez că în cadrul acestor noi modificări, în cazul contractelor nou încheiate, ele trebuie să fie transmise în continuare în registru cu o zi înainte ca angajatul să își înceapă activitatea. Reamintim faptul că transferul contribuțiilor de la angajator la angajat se face cu data de 1 ianuarie 2018, în conformitate cu noul cod fiscal, termenul fiind prelungit doar în ceea ce privește obligația de transmitere a datelor către revisal. Deci nu se amână întoarcerea sarcinii fiscale, ci doar obligația comunicării acesteia către Inspecția Muncii. Șomajul este în scădere. În Vâlcea anunță reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Conform unui comunicat de presă remis de AJOFM Vâlcea, la sfârșitul lunii noiembrie, rata șomajului în județ a fost de 4,32%, în baza de date a agenției fiind înregistrate 7.028 de persoane în căutarea unui loc de muncă, dintre care doar o treime fiind indemnizate. Cei mai mulți șomeri, aproximativ 4.400, provin din mediul rural, iar ca nivel de pregătire, 57,5% sunt persoane cu nivel de
instruire primar, gimnazial și profesional și doar 8% au studii universitare. Referitor la structura șomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de șomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 de ani, respectiv 2146 de persoane. Cât privește încadrarea în câmpul muncii, în luna noiembrie, la nivelul județului Vâlcea, 390 de persoane dintre cele înregistrate la șomaj și-au găsit un loc de muncă prin intermediul AGOFM. Angajări din sursă externă la pompieri. Inspectoratul pentru situații de urgență General Magheru al județului Vâlcea a demarat procedura de încadrare directă din sursă externă pentru mai multe posturi de ofițer și subofițer tehnic. Posturile sunt vacante în cadrul serviciului financiar, compartimentului juridic sau în cadrul compartimentului comunicații. Persoanele interesate pot depune dosarul începând cu 3 ianuarie și până pe 10 ianuarie în intervalul orar 8-16 la sediul Inspectoratului din Râmnicu Vâlcea. Anunțurile de concurs cu informațiile necesare vor fi publicate în data de 29 decembrie 2017 pe site-ul ISU Vâlcea și la avizierul unității. Noaptea dintre ani îi va găsi pe râmniceni în stradă cu șampania în mână și în acest sfârșit de an. Administrația locală din Râmnicu Vâlcea organizează pe 31 decembrie Revelion 2018 la ceas. Din programul manifestărilor nu lipsesc concertele de muzică populară, ușoară, dar și artificiile. Astfel, cu începere de la ora 21 pe scena de la ceas, vor urca interpreții de muzică populară Valentin Grigorescu și Nelly Pleantă, urmați de la ora 22 în registru rock de cunoscuta formație Antract și de la ora 23 de solista Anne Marie. Trecerea în 2018 se va face pe ritmurile fierbinți ale solistului Dodi, care îi va încânta pe spectatori cu hiturile Uită-mă, Haz de necaz, Mama Sita sau Tu nu te vezi. Nu în ultimul rând, primele secunde ale noului an vor fi marcate de exploziile de lumină și culoare ale unui spectacol pirotehnic lansat în zona centrală a Râmnicului. Din zona Capela, aici unde sala de sport cu același nume găzduiește un interesant duel din campionatul național de volei al junioarelor. În cadrul seriei a 5-a, echipa Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea primește vizita formației LPS Viitorul Pitești. Într-o partidă programată în devans, ținând cont de acțiunile lotului național din primăvara anului viitor, echipa argeșană având câteva componente în reprezentativa României. În această serie, lideră detașată este echipa din Câmpul Lung, urmată de Pitești și Vâlcea, acestea din urmă fiind despărțite de numai 2 puncte înaintea jocului din sala Capela, astfel că se putea efectua rocada în cazul unei victorii a elevelor antrenoarei Denisa Stoicănescu, dar oricum primele 3 clasate vor obține calificarea la turneele semifinale. A fost un prim set extrem de echilibrat, iar vâlcencele, acum în plan apropiat, au ieșit în avantaj minim la primul time-out tehnic, 8-7. Egalitatea perfectă s-a consemnat de alte 3 ori, la 10, 14, respectiv 18, moment din care oaspetele au gestionat mai bine finalul de set. Actul al doilea a fost o simplă formalitate pentru echipa argeșană, care s-a impus lejer cu 25-14. A urmat un set de-a dreptul încântător, al cărui final vă invităm să-l urmăriți fără comentariu, de la scorul 23-18 în favoarea echipei din Pitești. Da, vine de pe partea asta.
bine de ea. Așadar, partida a fost relansată, vâlcencele nu au cedat lupta și, dincolo de jumătatea setului 4, scorul era din nou egal. Egalitatea la 17, minunat, minunat. Din păcate pentru Oltence, cam atât a fost tot și asta pentru că finalul de set a aparținut echipei din Pitești. O victorie destul de muncită, cum a fost meciul de azi? Relativ greu, pentru că nu ne-am concentrat până la capăt, dar a fost ok. Am vrut să băgăm jucătorile mai mici, să le oferim o șansă. Da. A fost greu, destul de greu, pentru că nu m-am concentrat îndeajuns de mult și am câștigat într-un final, a fost ok spre final. Nu a fost atât de ușor meciul cu Vâlcea. Nu aș putea să spun acest lucru. După cum ați văzut, setul 3, noi ne-am rodat cele două jucătoare care pleacă luni la convocarea lotului național. Și bineînțeles că experiența și-a spus cuvântul, sau mai bine zis lipsa lor de experiență și-a spus cuvântul. Finalul de set nu l-au gestionat cum trebuie și s-a pierdut setul. Dar să spunem că învață din greșeli, sunt încă copile. Evident că echipa din Râmnicu-Vâlcea a contribuit din prim la acest adevărat spectacol sportiv. La un moment dat ați fi putut întoarce soarta meciului. Da, am fi putut întoarce soarta meciului. Din păcate, ca de obicei, temerile de pe final de set ne-au adus înfrângerea din nou. Am fi putut să câștigăm setul 4, luam măcar un punct, dar sunt fericită că am luat un set Piteștiului, care este o echipă foarte bună, cu jucătoare deosebite, cu două antrenoare care știu să-și motiveze fetele exact în momentele critice ale jocului. Eu vreau să felicit fetele mele, s-au dăruit, au jucat foarte frumos, a fost un meci deosebit. Sinceră să fiu, nu mă așteptam să joace atât de frumos. Mă bucur că am luat un set, mă bucur că au reușit să-și facă jocul lor frumos, cu anumite momente, bineînțeles, de mici scăpări, dar în general un meci frumos. Sezonul competițional 2017 al juniorilor din Râmnicu-Vâlcea s-a încheiat cu o victorie categorică în deplasare la Slatina, iar acum elevele antrenoarei Denisa Stoicănescu își fac evident planuri pentru noul an. Ce vă doriți de la 2018? Sperăm că anul 2018 să fie un an benefic nostru. Sperăm să începem să jucăm un joc de volei mai evoluat. Încercăm să facem faze cât mai bune. Sperăm să ajungem în semifinale ca orice altă echipă. Sperăm să luăm probele de asemenea, deși nu cred că va fi o problemă. Și sperăm într-un final să facem totul cât mai bine sau măcar ca până acum.
Sper să fie un an cât mai bun pentru noi, să câștigăm cât mai multe meciuri, să ne calificăm la semifinale și să fie cât mai bine. Să jucăm mult mai bine ca acum, să ajungem în semifinale și să luăm probele. Ce-ți dorești la 2018? Îmi doresc să fie un an cât mai bun, să ne mobilizăm și să jucăm cât mai bine și să avem cât mai multe succese. Un an mult mai benefic, cu multe victorii, pentru că vom munci din greu și se vor vedea rezultatele bune în continuare. Ce așteptări aveți de la 2018? De la 2018, în primul rând, sănătate, atât mie cât și fetelor. În al doilea rând, putere de muncă, pentru că se pare că suntem calificate la turneul semifinal și acolo totul este foarte, foarte dificil. Echipe foarte bune, cele mai bune echipe din țară și așa că trebuie să ne pregătim, să avem putere, să muncim atât fizic cât și mental, mai ales mental. În al treilea rând îmi doresc să recuperez cele două fete care sunt accidentate, în special pe Carina Rabacu, o jucătoare care este de bază la noi în echipă. Anul acesta nu ne-am putut baza pe ea și sper să o recuperăm pentru semifinală. La final vreau să spun și eu telespectatorilor dumneavoastră și iubitorilor de volei un la mulți ani, sărbători fericite și un an nou plin de realizări, fericire și multe, multe împliniri. Următoarea rundă din Campionatul Național de Volei al Junioarelor este programată la 21 ianuarie, atunci când LPS Viitorul Pitești are etapă liberă, în timp ce echipa vâlceană va evolua în deplasare în compania liderei din Câmpul Lung Mușcel. Atât de la Sala Capela din Râmnicu Vâlcea, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu. Comuna Vâlceană Sălătru Celeste astăzi e în sărbătoare din punct de vedere sportiv și asta pentru că la stadionul din localitate a venit cea mai bună echipă de fotbal din județ. Campioană de toamnă în Superligă cu 16 victorii din tot atâtea posibile, Flacăra Horezu este hotărâtă să demonstreze că este la fel de valoroasă și în faza județeană a Cupei României. Competiție demarată la mijlocul lunii august și a ajuns acum la etapa cu numărul 4. De partea cealaltă, Lutu Sălătru Cele, echipă care activează în Liga a 5-a, poate fi numită surpriza întrecerii și asta pentru că formația președintelui Adrian Drăghici a făcut până acum două victime din eșaloane superioare. Viitorul Păușești, Măglași din Liga a 4-a și FC Bobeni din Superligă. Lidera Superligii Vâlcene, Flacăra Horezu, în tricouri albe, intrase în competiție în faza a treia a Cupei României o săptămână mai devreme, atunci când a trecut cu 3-1 de Clubul Sportiv Șușani, echipă care activează în Seria Sud din Liga a 5-a, iar acum elevii antrenorului jucător Adi Popa au venit la Sălătru Cel pentru a da piept cu surprinzătoarea echipă a Lutus, formația condusă de tehnicianul Nicolae Anuța, reușind în aceeași etapă cu numărul 3 să elimine cu 4-2 trupa din Băbeni chiar pe terenul acesteia. Deși au avut destule piese de bază în formula de start, horezenii aveau să deschidă scorul destul de târziu, undeva la jumătatea primei reprize, atunci când Adrian Stănică a trimis plasat cu boltă și portarul Orghidan a fost învins. Gazdele nu s-au lăsat mai prejos, reușind să-și treacă în cont o situație periculoasă, dar defensiva horezenilor a fost la post. Rezultatul pauzei 0-2 a fost stabilit în minutul 40, atunci când antrenorul jucător Adi Popa a finalizat nestingherit o centrare venită de pe partea stângă. În debutul actului secund am asistat la o serie de ocazii în contul horezenilor, dar golkeeperul Octavian Orghidan a demonstrat de ce avea să devină omul meciului. Noroc cu portarul, avem portar. Bine, având siguranța unui portar în mare formă, cei de la Lutus au început să conteze mai mult și în ofensivă, iar eforturile le-au fost răsplătite în cele din urmă, pentru că Florin Rizia a recuperat un balon la 30 de metri, a pătruns în viteză în careul advers, iar șutul său plasat la colțul lung a adus un gol istoric pentru echipa din Sălătru Cel.
Bucuria gazdelor avea să fie de scurtă durată, pentru că o lovitură de colț la poarta lui Orghidan avea să aducă al treilea gol în contul campioanei de toamnă din Superliga. În minutul 64, cei de la Alutus au mai avut o șansă de gol la șutul periculos expediat de Mădălin Moraru, însă balonul a trecut puțin pe lângă poartă. Din acel moment, pregătirea fizică a gazdelor avea să-și spună cuvântul, astfel că horezenii nu aveau cum să treacă peste acest aspect și au reușit să-și treacă în cont alte 4 goluri, care au stabilit rezultatul final. Alutus Sălătrucel, Flacăra Horezu 1-7. Cu toate acestea, rămâne de apreciat performanța într-adevăr istorică pe care și-a trecut-o în palmares echipa președintelui Adrian Drăghici. O participare onorabilă în Cupa României, cum a fost meciul cu Horezu? Să știți, a fost un meci foarte frumos, disputat. Am picat fizic pe minutul 60-65-70. Dacă, eu zic că dacă făceam față fizic tot meciul, nu se întâmpla scorul care s-a întâmplat pe tabela de marcaj. Și poate reușea să mai marcăm și noi 2-3 goluri, fără nicio problemă, că nu au fost chiar mult peste. S-a văzut diferența de valoare, clar. Știu să joace mingea din prima. Sunt jucători care au jucat mult timp la nivelul 2 și chiar Liga 1, la nivel național, în România. Și asta s-a văzut pe teren. O participare onorabilă în Cupa României, cum a fost meciul cu Horezu? Un meci greu. Am încercat să jucăm cât mai bine, dar și vremea și echipa nu... N-a jucat cum vroiam, mulți titulari n-au venit azi și îi felicit, o echipă bună, dar na, atât s-a putut azi. Din păcate am avut ghinion cu tragerea la sorți, am jucat cu prima clasată din Superliga, 16 meciuri, 16 victorii, jucători care au activat prin Liga 1, am înțeles. Noi am avut și noi șansa noastră. Ne-am jucat-o, cred că destul de onorabil și pe această cale vreau să mulțumesc jucătorilor pentru atât participarea în cupă cât și în campionat. Cu siguranță că cei de la Alutus își doresc mai mult în anul care vine. Păi în 2018 aș să ne revenim puțin cu jocul ăsta, că ratăm prea mult din situații foarte, foarte clare de a marca. Locul ăsta 4 care l-am terminat în turul campionatului pentru noi e un loc care nu mă mulțumește. La jocul care l-am prestat noi în turul campionatului și la ocaziile care le-am avut, noi trebuia să fim mult mai sus în clasament. Cel puțin în primele două clasate. Îmi doresc mai multă stabilitate la echipă. Avem intruși, deci mă repet, cu riscul că până acum n-am zis niciodată, dar avem intruși, păcat de comun asta, că n-am mai avut fotbal de prin anii 2000, am reușit să reînființez echipa de fotbal în 2016. Am făcut eforturi onorabile să adun băieții, să fac echipă, să facem față la nivel județean, dar am repetat, avem intruși care nu ne lasă să ne facem treaba, vin tot timpul cu, avem jucători din comună care ne hârâie, deci nu lasă atmosfera la echipă să fie cum trebuie să fie, o atmosferă curată presupun, sigur din această cauză, ne și aflăm pe locul acesta, pentru că am avut fluctuații în joc din cauza acestor intruși care... În momentul când au vrut să joace, au jucat fotbal, în momentul când au vrut, n-au jucat. Și s-au întâmplat rezultatele care s-au întâmplat. Și vreau să menționez că și echipa asta, când am înființat-o, am avut ceva probleme cu soția mea și pe partea vreau să-i mulțumesc că totuși m-a acceptat așa cum sunt, că am avut probleme, că nu prea m-a lăsat. Am pierdut mult timp de acasă din cauza asta, am dat familia după parte, am pus-o pe locul 2. Și ei vin cu fel și fel de texte și îndrept ce să spun, am avut o evoluție foarte bună în Cupa României, spun eu anul acesta. E cea mai mare performanță la nivelul care l-am jucat noi până acum. Deci din istoria de 25 de ani a echipei, de când s-a înființat în anii 80, noi n-am atins niciodată acest nivel. Optimile de finală ale Cupei României pe județul Vâlcea. Ce vă doriți de la 2018? Promovarea în Liga 4. Asta dorim. Vrem să promovăm, sperăm să promovăm. Și dacă primăria ne finanțează destul, un teren mai bun. Probabil că și primăria din Sălătrucel ar putea contribui la un an nou mai bun pentru echipa reprezentativă a localității. E și primăria, nu în totalitate, ne-a ajutat în returul campionatului, deci 2016-2017, ne-au dat vreo 7.000 de lei. Acum în retur, în actualul sezon care l-am început, nu am mai făcut nicio cerere de sponsorizare la primărie.
Ni s-a cerut performanță, am încercat să facem. Ne-a oferit, în schimb, microbuze pentru deplasări, ceea ce e un lucru bun, că am scutit puțin din bani la cheltuieli. Momentan, echipa trăiește din sponsorizări, având entitate juridică, am reușit să fac câteva sponsorizări pentru echipă și să pot să o mențin. Am înființat și echipa de juniori, care vor copiii să joace, nu cum m-a interesat scorul și niciodată rezultatele, doar să joace copiii, să joace și ei fotbal. Și să mă gândesc această cauză, nu știu, poate ori nu știu eu să mă port cu jucătorii, dar eu depun eforturi masive pentru echipa asta și ei nu înțeleg treaba asta, vin numai cu pretenții, cu condiții. Și din cauza asta avem probleme, deci avem probleme, nu avem stabilitate în sânul echipei, în lotul echipei, să fim uniți, să fim prieteni între noi, să fim, nu știu cum să vă spun. Așadar, Flacăra Horez își va continua drumul în ambele competiții, Superliga și Cupa României, în timp ce Alutul Sălătrucel va avea timp să pregătească în liniște returul campionatului din Liga 5-a, Seria Nord, acolo unde echipa va ierna pe locul 4. Pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu.